Alexandru Buziuc a fost aproape de a aduce un punct formației sale în deplasarea de la Voluntari și spune că vrea să înscrie în poarta Stelei. Atacantul a vorbit și despre evoluția echipei din ultimele etape. Un meci normal, noi ne dorim să câștigăm, ne dorim să luăm cele 3 puncte ca să ne asigure calificarea în play-off. Va fi, sper să vină multă lume și ne dorim să câștigăm. Ce-a lipsit, în opinia ta, în primele 3 etape, afară de victorie? Jocul nu a mai fost la fel, nu am muncit, nu am alergat ca în tur, nu ne-am dorit pe teren la fel ca în tur și asta s-a văzut în rezultate. Ai marcat, etapa trecută ai fost foarte aproape de a aduce un punct pentru echipă, ce va fi cu Steaua? Sper să marchez. Îmi pare rău că de ratarea de la Voluntari, dar acum nu mai contează. Cât de mult crezi că va conta aportul publicului? Se anunță o asistență foarte numeroasă, probabil cea mai numeroasă din acest sezon. Foarte mult, foarte mult. Dar ne dorim să vină și la celelalte meciuri, să vină la fel cum vin cu Steaua. Eric de Oliveira vrea ca Gazmetan să învingă Steaua și dorește o asistență cât mai numeroasă în tribună. Cu siguranță va fi un meci destul de greu. Știm cu toți ce înseamnă Steaua București, dar preocuparea mea mare e doar cu echipa noastră. Pentru că ultimele 3 partide n-am reușit ceea ce ne-am propus, dar sunt sigur că cu meciul Steaua o să tratăm un meci important pentru noi, dar nu o să luăm în considerare că e Steaua, pentru că e ca și oricare meci care am jucat până acum. Un meci important unde poate să ne calificăm cu 3 puncte, sunt sigur că ne gândim la o victorie aici acasă. Chiar ultimele 2 meciurile care am jucat am avut 2 înfrângere și speram cu tot să fie câte mai multă lume la stadion, să vină să avem parte de o susținere bună și să ne bucurăm după meci. Ce nou a mers până acum etapele desfășurate în 2017, în opinia ta? Nu a ieșit jocul echipei, poate n-am fost prea concentrați, n-am avut atenția care ne-a cerut antrenorul nostru și cred că chestiile astea au făcut diferența la ultimele 3 meciuri care am jucat și meciul și cu Astra, meciul din acasă, după ce am avut un parcurs foarte bun, dar ei trecut, avem două meciurile care ne așteaptă destul de greu. Duminică o să așteptăm o dintre echipele cel mai bune din campionatul românesc și trebuie să ne pregătim pentru acest meci și să dăm dovadă, în primul rând pentru noi, că tot ce s-a întâmplat acum nu a fost întâmplare. Adică am ajuns pe munca noastră și merităm să ajungem mai departe.